Și brăduțul Eu zic că, Doamne, a nostru. ieșit extrem Sper bine. să vă placă. Sperăm să-l votați. Salut, Luci! Bine am regăsit la un nou vlog. Astăzi vom face un brad eco pentru primăria Reșița și între 3 și 17 decembrie și 16 decembrie trebuie să fie gata bradul. Să trimitem pozele. Da. Acest concurs este organizat de Primăria Reșița. Se Reșița. numește Eco Eco Christmas Tree. Street. Așa. Și în data de 17 decembrie vor fi afișate pozele. Pe primăria Da, Reșița. pe site-ul Primăriei Reșița, Dar pe pentru Facebook. să câștigăm ceva, eu aș vrea să mă susțineți. Nu degeaba îl facem. Din ce vom face noi brădulețul pentru concursul Primăriei Reșița? Din ce vrei tu să-l Din facem? paste, din macaroane. Da. Și avem o Nevoie în primul și în primul rând de o coală de carton mare, care o vom face în formă de con. Hello, dați like. Like, că dacă nu vin să vă spionez. Și imediat revenim cu conul nostru și pastele, bineînțeles, pe care le vom lipi. Stați alături de noi să Da, vedeți ce ne iese. revenim! Lipiți. Și imediat să știți că nu e chiar ușor, dar e destul de greu. Și cam acesta este conul lui. Wow, ce bine se vede! Aceasta este baza brăduțului nostru. Bază și uite ce o să punem. O să punem așa, nu facem reclamă. Macaroane. Și asta. Astea mi să le folosim pe post de globulețe. Stați cu noi. Tăiem baza. Tăiem baza. Lipim un carton la bază. Și începe să-l ornăm. Da, pentru Sunt? el nu stai. Da, trebuie tăiat acolo, drept. Wow! Am pus bază și acum tăiem. Să începem Chiar să uitați cum punem o să crenguțele bradului. Eu zic să începem cu vârful, să-l facem și venim de sus în Pui-o! jos. Și cam asta este prima. Și o să continuăm. Uitați cum le facem. Acum eu trebuie să am multă grijă. Nu merge cu arace, să știți. Am încercat. Nu stau. Probabil trebuie. Așa, punem bine. Și următorul strat. Îl pun aici? Da, acolo. Aproape l-am finalizat. Da, mult, mult ne-a luat. Am dat jos și baza pentru că s-a îngreunat și se ducea într-o parte și atunci am întărit-o. Da, și nu știm dacă o să punem la Nu știm final. dacă o să o mai punem pentru că s-ar putea să nu stea. Da. Totuși, pastele sunt destul de grele. Bine, revenim. După aceea urmează etapa cu pictatul. Am luat și tempera. Sper să fie bine. Am luat Și cu sclipici. sclipiciul. Da, vedem. Revenim când ajungem la pictat. Stați cu noi până la capăt. Și cam așa ne ieși după 3 ore jumate. De muncă. A Acum fost super greu. vrem să-l pictăm. Cred că ar Mare. fi mers și cu un... Spray. Da. Și până am găsit. Ne avem doar alb și e spumă. Așa că vom face cu tempera și Și apoi vom asta o să pune mai fie. sclipici. O să ne ia mai multe veșnici. Ce zici, mami, să turnăm tot? Ar fi o Cum am idee. terminat cu verdele? Nu ne-a luat o veșnicie, chiar 2 minute. Pentru că am luat pensiunea mare și am dat așa. Și de aia mai vede galben. Acum vom da cu sclip. Și o să-mi plină. Au fost 13 pe la ochi și pe pantalon.
cam așa ești. Începem să dăm cu sclipici. Ha. Wow. Uite cum curge spre mort. Mai dau? Da. Și pe aici așa. Și am trecut la globuri și uitați ce fain arată aici. Haideți să vedeți. Ta-da! Sper că vă place, sper. Deci, efectiv, doar o dată m-am urs la toate globurile. Toate globurile le-am pus doar eu, astea. Și m-am arăt doar la una. Ați văzut, am dat cu sclipici. L-am dat. Și acum Tania pune globulețele și mai vedem după aceea ce mai punem pe el. Da. Steluța trebuie să o facem. Da. Arată foarte frumos stăniuța. Arată foarte bine. Să sperăm că avem noroc și le place. Și cât mai multor oameni. Și poate câștigăm vreun premiu. Dacă nu rămânem cu experiența asta frumoasă, oricum super fain. Important e că l-am făcut, important e că am participat. Nu contează că nu câștigăm. Exact. Important e că particip la orice joc. Și rămânem și cu o amintire foarte frumoasă. Arată super. Da, adică pe cameră pentru acela, că ne-ar veni în cap, le-ar facem doar pentru noi. Exact, exact. Pe cameră nu se vede chiar cum este în realitate, dar arată super. Haide, când mai progresăm, revenim. Pa, 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 deocamdată. Și cam acesta este Radul cu globuri. Să ne întoarcem. E ok așa. Și în spate nu e prea mult, dar... Mai punem. Ne-am gândit să cumpărăm și o instalație. Vom vedea. Da? Mai avem de făcut steluța. Și e gata. Și mai am aici. E gata. Sper că vă place. Pa! Revenim mâine când facem steluța. Venit. Punem steluțe. Ia uitați, în acest stadiu suntem cu grădulețul nostru. Și steluțele sunt pe jos. Și steluțele sunt pe jos. Ce ziceți? Nouă ne place super mult. Cam așa arată. Și am pus... Ce-i te iarzi? Nu așa, că lipidul nu prea arde. Dar am atins metalul. Și metalul, dacă îl atingi, arde. Dar eu... vreau să mă susțineți cu un like și un subscribe pe clopoțel ca să-mi treacă. Știți ce? Ia dați repede un like. 1, 2, 3 și... nu mi-a trecut tot monstru. Dar încercați pe clopoțel și subscribe. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nu a trecut, nu mai e ușură deloc. Acum punem arace și facem steluța. Și punem spaghetele. Da. Deci nu prea se vede și atunci... Nu văd dacă este. Ce Dumnezeu? Nu pot. Așa, lipim spaghetele și apoi tem da. Formă. Stați un pic și vizionați, un broscui să vă apreciați. Ia să vedem. Ia uita steluța noastră din spaghete. Și mami a zis să lăsăm coațele acestea. Mi-e place. Da. Dă-i. Încărăneam. Bradul. Sunt bărliga nașul. Da. Hai nașule. Ia să vedem, intră. Wow, ce sub! Până jos, mami, sau nu mai intră?
Ia uitați-vă aici, vădulețul nostru drag, la care am muncit o zi întreagă. Da, și acolo mai punem unele chestii. Da, ieri am lucrat, cred că, până în jur de 12 la el. Da? Și a mai rămas tușul final. Of! Încet, mami. Ascultă. După cum, ia uitați cum a ieșit. Steluța noastră din spaghete, hârtie, peste care am lipit spaghete și apoi am dat cu, cum zice? Cu scripici, cu pistolul de lipit cu silicon și apoi am dat cu scripici. Stai așa! Ia uitați! Azi urmează să facem poza. O să facem și aranjamentul. E foarte neascultătoare. Să vă arăt frumusețea. Wow! Wow, ce bine arată! Foarte frumos! De vis! Și Moș Crăciun a căzut! De vis! Felicitări, Tania! Ți-a ieșit foarte, foarte, foarte frumos! Nici nu mă gândeam! Și acum o să batem tușurile finale! Revenim când aranjăm pentru făcut poza care o vom trimite la primărie. Da! Ok! Ultimele retușuri. Avem zăpadă, avem Moș Crăciun, avem pe Rudolf. Dă-i de pe ochi zăpada lui Rudolf, nu vede nimic. Hai, mă, Rudolf. Să dăm pe garduri. Și brăduțul. Eu zic că... nostru. Sper să vă placă. Sperăm să-l votați. Tăniuța, să te vedem cum ești pregătită și tu. Imediat, imediat. Voi face poza pe vertical. Da, eu uite ce frumoasă e zăpada. Foarte frumos. Tăniuța e pregătită de poză. Ia să te vadă mama. Așa. Și stai jos acolo. Da, bine. Închem acum. Și dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să vă... abonați, să dați like pe clip. Și nu uitați să ne susțineți. Susțineți, votați! Începând din data de 17 decembrie pe pagina primăriei Reșița, acolo vor apărea toate pozele și să ne votați, vă rugăm frumos. Avem nevoie de ajutorul vostru. Chiar am muncit mult, mult, mult. Și de la ora 12 ieri până la 12 seara și azi retușuri și ce să zic, dar nu contează, a ieșit superb, superb, superb. Tăniuța a muncit mult, a venit cu ideea acestei steluțe. Nu știu dacă se vede pe filmare, da, cum arată și în realitate. Arată superb, superb, superb. Vă pupăm, mulțumim că sunteți alături de noi.